Dacă în ultimele zile liniștea din cadrul Uniunii Social-Liberale Gorj a fost tulburată de anumite neînțelegeri apărute între PSD și PNL, PSD-iștii au decis să facă apel la politica struțului și să se abțină în a-i sancționa verbal pe liberali, tocmai pentru a evita să păcătuiască cu cuvântul înainte de sărbătorile pascale. Încercând să traversăm această săptămână a patimilor fără a căuta subiecte belicoase, subiecte care să deranjeze, subiecte care să supere, ci dimpotrivă încercăm să așezăm, dacă vreți, pe toate aceste probleme politice care pot, la un moment dat, să întărâte anumite orgolii, o liniște. PSD-iștii speră că apele se vor liniști după trecerea sărbătorilor și că se vor putea rezolva toate neînțelegerile iscate în ultima perioadă în interiorul Uniunii Social-Liberale de la Gorj. Avem timp suficient după sărbători să ne certăm, să ne împăcăm, să ne iubim, să ne lovim, să vedem ce avem de făcut. Neînțelegerile dintre PSD și PNL din ultimele zile au apărut ca urmare a solicitării liberalilor de a desemna candidați la aproape jumătate din primăriile gorjene, fapt ce a pus pe jar proaspăta Uniune Social-Liberală din județ.